Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Și ați cumpărat mărțișoare pentru doamna profesoară de mate și de română? S-a cumpărat mărțișoare. Ai fost? Da. Mărțișoare, flori. Aha. Serios? Bomboane. Ești... Mamă, eu urăsc chestia asta. De ce, mă? Nu știu, că mi se pare... Mie nu-mi plac toate formalismele astea, știi? Dar și tu ai fost la cumpărat la mărțișoare? Nu. Trebuie să mă duc să iau lui fiul meu. Dar de ce trebuie să iei? El nu... Nu are... Stai un pic. Dacă copiii voștri nu au pușculiță de asta să-și cumpere mărțișoare... Dar nu e vorba bani, numai de bani. Aha. E vorba de incapabilitatea lui... Da. De a alege așa, un mărțișor. De, da. De ce, mă, ce are? Te duci și ți-ai un mărțișor, nu, care-i problema? Că nu e pentru școală, e pentru prietena lui. A, pentru iubita. Da. Și l-a întrebat maică sa. Bă, tu i-ai luat mărțișor? Ce? Mărțișor. A înghețat, a? Nu. Ce? Păi ce ai făcut, mă, băiatule? Nu așa se face. Ce trebuie să iau? Zici să se dea moldoven, mă, că e impus. Da, 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 să știi că e bună treaba. Da. Și am încercat să-i explic, zic, bă, te duci aici la obor și niște cetățeni cu niște tarabe unde să găsești niște acareturi și ți-ai alegi ceva de pe acolo. Și nu prea știu, zic, bine, mă, hai, lasă că iau eu. Și te duci tu să iei? Și o să mă duc eu să iau, probabil nu o să-mi dea nici banii. Ce-i dar el are, adică el are, copiii tăi au bani? Copiii au bani. Au. Din ce? Din, de la mine. Noi am ratat complet partea cu educația financiară, am ratat-o, recunosc, și cu responsabilizarea, că practic eu am avut un plan, dar n-am reușit să mă țin de el și situația a scăpat sub control și acum bine la mic practic nu cheltuie, are niște bani, dar nu se atinge de ei. Mai cere din când în când așa să-și ia un suc sau... Aha. Și ăsta mare va mai ies, îi dau niște bani săptămânal. Poți să spui cât? Da, pot să spun că îi dau 100 de lei. Inițial îi dădeam 50, dar după ce a văzut prima oară și a luat-o și a urma și un suc și a venit și mai avea 7 lei toată săptămâna, s-a făcut milă. Am zis că da, totuși e parcă prea puțin. 100 de lei. Da. Și practic el, pe lângă 100 ne mai cere nouă, dă-mi mie 2 lei, 3 lei, n-am schimbat, adică, nu știu ce. Dar nu l-ai învățat, nu-i... Nu, nu aici zic că am greșit. Să facă niște, în afară de să se spele pe din sau astea, știi? Uh-huh. Adică să facă lucruri în plus. Și așa să câștige, a fost să planul, că așa am fost planul? Eu crescut. Pe ce am treabă, dădeam cu aspiratorul, toalam vase, așa. Ștergeam praful, aveam responsabilități. Și uite, am acum am un bun prieten care a păstrat chestia asta și fiul strânge bani de PlayStation și el îi dă câte 5 lei sau 10 lei pentru diverse task-uri. Uh-huh. Să întindă rufe, să d-astea, știi? Să șteargă praful, cum spuneam, să dea cu mopul. Și copilul ăla face fel de fel de munci pentru care este astfel remunerat și o să respecte mai mult banii și... Dar nu fac... Uite, lucrurile. Eu am, în cartier, acolo la mine, sunt copii care periodic vând, își instalează o măsuță. Asta e la într-un film în occidental. Nu, care serios, se petrece... și vând suc. Da. Fac limonadă și vând suc, știi? În București, în anumite zone, dacă faci mecheria asta, vin unii și îți varsă sucul în cap, îți iau banii, sunt tot felul de situații. Uite, îmi scrie asta amic, nu se poate întâmpla chiar oriunde. Am un mesaj de la Val, spune, ai noștri ajută în firmă și iau cu ghilimele de rigoare, zice, salarii. Se simt meritoși pentru banii aia, nu că primesc moca. Da. Dar uite, ăsta este un subiect bun. 0372069599. Val, nu cred că lucrează pentru banii de acum. Așteaptă să moștenească firma. 0372069599. Cum faceți educație financiară copiilor voștri, prieteni? Sunați-ne să ne spuneți dacă îi ajutați să câștige niște bani în plus față de ce bănuți le dați pentru bani de buzunar, așa. Ce fac pentru asta? Și cum îi motivați? Cum îi învățați valoarea banului? 0372069599. Hai să facem un schimb de experiență, să îl ajutăm pe Luca să... Păi n-ai, pe mine mai nu mai pui, la mine eu sunt pierdut. Păi l-ai pe ăsta la altul, mă, pe la micu. Poți să recuperezi. 0372069599. Ne-am întors, mesaje, telefoane, multe, hai să începem. Educație financiară, uite ce ne povestește Alin. Cei mai frumoși bani când eram copil îi făceam cu țânțarii. Tata ne punea să-i găsim și el îi prindea cu un pahar cu ulei. Nu știu care e procedura, în fine. Okay. Cei mai scumpi erau aia din dormitor, 3 lei. Un leu bucata era în sufragerie și 50 de bani în restul casei. Eu cu fratele îi prindeam ziua vii și le dădeam drumul seara în dormitor. Asta până când ne-a prins tata și nu vă spun care a fost continuarea. Și astăzi, când omor un țânțar, am sentimentul că am pierdut niște bani. Ce din categoria cum să faci bani într-un mod inedit, eu pe al meu l-am dezvățat în felul acesta, din obicei prost, acela de a-și roade unghiile. 50 de lei pe săptămână dacă are toate unghiile întregi. Are 1600 de lei în pușculiță și încă mai strânge. Tare. Să știi că am niște amici care dau niște bani copiilor dacă citesc
o carte, dacă citesc cartea respectivă, și după aceea fac rezumat, explică. A mai spus cineva 50 de lei o carte și are 150 de cărți citite copilul. Mi se pare o idee foarte bună. Și mai avem pe cineva cu 300 de cărți citite până la 15 ani, tot așa remunerată fiind fetița pentru cărțile citite. Florin, bună dimineața! Salutare, Neața. Florin! Bună, bună dimineața, băieți! Bună. Eu pe ai mei copii i-am învățat ca de fiecare dată când vom merge la cumpărături sau când se vor duce la cumpărături să se uite la prețul pe kilogram total. Foarte bună idee, asta o dată. Iar a doua, sunt anumite sortimente de produse pe care le consumă din plăcere. Pot fi luate și de dimineață ca mic dejun, în condițiile în care au un termen destul de lung, e vorba de aproximativ 6 luni, un an, când sunt în reclamă, iau cantitate mai mare. Bineînțeles, prin aceleași explicații pe care le-am dat anterior. Am înțeles. Și eu am învățat acest lucru. În plus, ne ferim de absolut tot ce înseamnă mâncare procesată în, în tipul fast food. Deci nu... Până acum a funcționat. Asta e deja educație culinară, nu mai e. Asta financiar au fost primele două, asta cu fast food e educație culinară. Mulțumim frumos! Mulțumim, Florin! Bună dimineața, băieți! Marian din Elveția sunt, ca de fiecare dată. Am două fetițe, una de 6 ani și una de 4 ani, aproape face pe 30 martie. Le duc. E practic o educație, într-adevăr. Avem trei camere, din toate cele trei camere, toate sunt pline cu jucării. De fiecare dată, după ce se joacă cu jucările respective și pune casa cu fundul în sus, le spun, tati, vreți niște bănuți? Și un franc, acolo doi franci cât am mărunt să le dau, au o pușculiță și să vedeți cum strâng toate jucăriile din toată casa, de fac lună. Mm-hmm. Bravo, bună idee. Da, zici? Da, de ce nu? Nu știu. Adică, nu fac ceva suplimentar. Nu e firesc că dacă faci dezordine, trebuie să faci și ordine? Ideea... Asta e ca prima la serviciu. Ești rău acum. Sunt mici. Trebuie să le, cumva, da, să încep de undeva. Aș da, de exemplu, dacă ar face ceva în plus. Adică dacă ar curăța grădina sau dacă ar mătura strada în față sau dacă... Adică nu dacă își strâng, dacă își fac patul... Nu prind, nu-i mai tăi microfonul. Nu, mă, serios. Alexandra, bună dimineața! Nu mai ești în pas cu vremurile. Bună dimineața, bună dimineața! Neața. Am doi copii, unul de 10 ani și unul de 5 ani și jumătate. Din păcate, cel mic care are autism, așa că n-avem cum să-i facem educație momentan. Okay. Dar cu cel mare, de fiecare dată când își dorește ceva, are task, el trebuie să strângă singur banii. Spre exemplu, și-a dorit de Crăciun să-și cumpere ochelari VR, astfel că a trebuit să facă rost de bani făcând curat, spală geamuri, primește 10 lei de geam. Okay. Face curat cu aspiratorul în toată casa. Pentru camera lui nu primește bani, întrucât el face mizerie acolo. Așa e că el trebuie, Vlad, să vină după el. Uite, poftim, na. Păi, dar da, pentru celelalte camere primește. Pentru celelalte camere primește, da. Dacă eu îi cumpăr primul set de haine, dacă se întâmplă să nu aibă grijă de ele și le rupe, următoarele le cumpărăm din banii lui. Dacă dorește să-și cumpere alte cărticele care sunt pentru jocuri, este pasionat de Minecraft și, și le cumpără din banii lui. Dar totul face strângând bani și făcând tot felul de task-uri. Bravo, bravo, e chiar bine. Mulțumim tare mult. Ia, mai avem un mesaj. Bună dimineața, băieți. Eu sunt Elvira și am două sorori mai mari. Ele două au bursă. Da. Și... Flavia, sora mijlocie, a muncit toată vara ca babysitter. Uite. Ca să-și plătească saxofonul. Așa că pot să spun că surorile mele chiar muncesc mult, pentru că și Sofia și-a strâns bani de 3 ani de zile ca să-și ia motocicletă. Of, of. Extraordinar. Ați remarcat că ea nu face nimic? Sau, mă rog, n-ați despre surori. Se dea cu motocicleta surorii? Motocicletă, saxofon, da, interesant. Hai că m-am scos. Da, da, dar tu? Da. Da. Mulțumim pentru mesaje. Mulțumim și frumos. Telefoane. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.